staying in bed now. I'm famous. Did you see me on TV? Astăzi sunt la Buftea și am venit aici ca să o cunoaștem pe Daisy. Daisy este o floare rară. O să înțelegeți de ce spun asta. În primul rând, este o fată care lucrează în IT și are o poveste foarte interesantă. Cu Daisy vom vorbi în engleză pentru că ea este din Anglia. Se ocupă cu colegii de subtitrare. Hi! Hi, welcome. Daisy! Nice to meet you. I'm Ilya. Who's this little guy? Oh, Tessa. Tessa! So, my name is Daisy Stevens, also known as Daisy de la Bufta. It started off as a joke. So when I was listening to Manelli and I was hearing names such as Kokosh de la Calarash or Bogdan de la Ployest, I was like, well, I'm now Daisy de la Bufta. Just show me the way. Oh, right, okay. Okay, show me the way now. All right, welcome. Where are we going? Okay, over here? Yeah, sure. Perfect. So, Daisy, tell me something about yourself. Well, I'm originally from England. I came to Romania because why? Why? The food. I bet you get that all the time. The food, the people, yeah. You know. The food? For the food. Oh, the food here is super. Like Somali, chorbas. Oh, you know, everything, right? Oh, yeah, chorba de burta, fasole. I love chorba de burta. So, yeah. You know, our colleague loves chorba de burta. You can look at him and. Yeah, it's like. Tessa. Yeah. And what I heard that you work in IT. Yeah, so I run an IT company, a private consultancy, very small in IT operations, and I work from home here. So. Yeah. And do you like it here? Yeah, I love it here. Like Romania has given me so much freedom. Really? Yeah. It's not what everybody says. Like totally not. Like when I first said to all my friends in England, I'm moving to Romania, they were like, oh, what are you doing now? You're going to die, right? Now, all my friends in England, they're Romanian as well. So, like, they were like gobsmacked. Maybe they will, like, move here and we'll have a small community of people coming from abroad to be free in Romania, which is, like, for me, it's amazing. Yeah. You're saying that. I'm originally from Birmingham. Then I moved to London for work. And then from London, I had discovered Romania through all of my friends. Majority of my friends are all in London, all Romanian. And I started learning a bit of Romanian in England from my friends. And then I fell in love with the Romanian way of life. And that's how I found Romania. I think I'm gonna take her with me when I leave because she's so so cute. Ah, Tessa is. What's her story? Her story. Well, she's a gift from my adopted mamae. You have a mamae. You have an adoptive mamae here in Romania. Yeah. So when I moved. Really? Yeah. When I moved to Romania. Okay. I came with just a mobile phone number and a one-way ticket, and the number was to my friend's family. Okay. And mamae, I actually used to know in England. Okay. And she came back to Romania, and then she found Tessa for me, and then I ended up with Tessa. But mama is like somebody's grandmother, right? Yeah. Uh-huh. And where can I find a mama? Because I could really use a mama in my life, really. No problem, I'll tell you. I'll find you one in the villages, it's not a problem. Perfect. Which village do you want? We will think about this one, but also she has to know how to cook chorba de burta. Ah, that's not a problem. Really? Yeah, okay. That's not a problem. So, mamae is a person that's, well, I knew her from England. She moved from England back to Romania. And basically, because I knew her, previously, you know, she's always looked out for me. I called her up, asked her for advice. Even when the language is a problem, we still work out a way how to communicate. What is your favorite Manele song? Oh, my favorite one.
Is probably Florence Alarm Saint-Tropez. Okay. That's not the usual choice. No, it's not. A regular. Because that brings back memories of when we were, me and my friends in England, when we were in Bournemouth on the beach. We played that song and all the English people. Really? All the English people thought we were mental. But, you know, I love Bogdan de Ploiești, Sankar Organu. I'm pretty open to all the Manelli songs. Yeah, so I discovered Manelli when I was in England. It was actually close to when the Brexit vote had happened. I remember we had someone who'd introduced me to my first Manelli song, which was Florence Alarm, Mia, Mia, Mia More. Do you like Jean de la Craiova? He doesn't really sing Manele, it's something in between, you know? No, I haven't heard. You haven't heard? No. No. I probably, if I heard his music, right, then I'd probably know. I will show you. Yeah, show me. Yes. Look. And when I ask people, like, why don't you listen to the Manelli music? Like, oh, because, you know, the lyrics are stupid. Well, but that's like with most music, you know? It doesn't really matter. Like, you can dance and party with it. If you're feeling a bit depressed, you can put that on and you feel a bit better. Like, a couple of weeks ago, I was in a classic Mercedes W124 listening to Manelli, like, I thought like I was a legend. I was like, Daisy De La Bufta's in Bucharest, listening to Manelli in a classic Mercedes, yeah, super. Viața mea. Okay. Oh yeah, I've heard this, yeah. You like this? Yeah, I love it. I think I've even got that in my light songs and YouTube really? Music, yeah. Yeah, I know him. Yeah? Yes. Oh, wicked. When can I meet him? I don't know, we'll talk about it. We'll arrange something. Please, I'd love to see him. Okay, so the way you dress, usually it's like pastel colors. What do you like? You like black? Yeah, so when I go out, it's mainly, you know, black, red, gold, silver. Ooh. Anything that screams money. Yeah. Everybody loves money. We love money. Too, exactly. So, like, when I go out, it's like to make, like, when I walk into a club, I need to look. Do you own a Hermes bag? No, I don't. You should. That really shouts money. What is the most expensive bag you own? Oh God, I don't know. Like, all my bags are like 100, like 500 lei. Yeah, we can prove that. Yeah. În viață, că nu se știe niciodată dacă nimerești un bărbat care să fie capabil în măsura în care avem noi nevoie de asta. Isabela nu știe cum să fie mai feminină? O învățăm noi. Isabela, ia cu stil. Bună, Isabela! Bună! Ce faci? Bine! Tu ce pare faci? Bine să te rămân. Isabela! Ești foarte frumos! Mulțumesc! Haide! Ce bine! Un ghemotoc! Două! Două ghemotoace, da! El este Gaton și este Luna. Luna? Luna, da. Ce frumoasă! Se uită puțin așa cum mă uitam eu când eram mică. Are strabism? Da, are. Are puțin. Are, da. Incredibil și am avut strabism când eram mică. Bine, și dinții încălecați și multe alte. Ador Mickey Mouse-ul! Tu l-ai făcut? Da. Este superb! Mulțumesc! Deci l-am făcut în pandemie. Deci mi se pare incredibil. Eu ador personajele Disney, bine, cele dinainte. De dinainte. Da. Și place foarte mult cum arată. Să faci și unul, da? Vrei? Da, mi-e cum mare de tot. Deci îl iubesc, este maxim. Bun, hai să vedem ce avem de făcut astăzi. Trebuie să facem dintr-o superbitate de fată, minunată, extraordinară, cu un corp perfect, o față perfectă, uitați-vă la ea, o divă. Ce zici? Facem? Da, facem. Să-i dăm drumul.
Numele meu este Isabela Dinu, am 30 de ani, locuiesc în București și lucrez în domeniul bancar. Aha! Ce este acest lucru? Este un lucru cu etichetă. Ia să vedem, neportat. Ai multe lucruri pe care le cumperi și nu le porți? Nu chiar, să știi. Am scăpat de ele. Arată potrivit pentru Dancing on Ice. Dacă vrei să împrumut. Nu știu dacă am picioarele tale, știi? Hai că-i drăguță. N-am purtat-o încă, nu știu cu ce aș putea să port. Ai văzut că vorbesc din balor? Cu ce vrei să o porți? Nu știu, eu mă gândisem cu un sacou negru și o maletă neagră. Da, drăguț. Și în picioare? Și în picioare niște bocanci. Bocanci? Ok, negri? Negri. Înalți? Da. Ține bine așa. Da, unde-i diva? Diva nu e. Diva o să fie după ce mă ajuți tu. Vinovat. Tu și cu mine avem ceva de discutat. Ei, te place. Ce te place? E frumos. În timpul liber îmi place să pictez și tocmai de aceea ne aflăm la târgul O zi de primăvară, unde o să-mi expun într-o bună zi propriile lucrări. Cine este domnul? Vreau să știu. Este iubitul meu. Este iubitul tău? Da. Mamă, ce iubit ai! Haba, haba! Ok. O să se bucure dacă o să spui asta. Păi da, păi, am spus de ea. Când o să audă, mă rog. Mai vrea iubire mult, dar de ce nu? Doar cu asta trăiește. Nu știu ce, și dragoste. Da, da, doar asta vrea. Ce frisune de pisică, îmi place. Eu ție tu ce cătări, uite cum face. Îți place, nu? Îți place, îți place, îmi place ție. Ia. Un lampion. Eu m-am înscris la această emisiune în speranța că voi învăța să mă îmbrac mai puțin plictisitor decât o fac acum. Ah! Pietre! Pietre, ce da. Ce e aici? Ce avem noi? Este o centură? Da, este o centură pe care m-am gândit foarte să port frumos. Tot peste un sacou. Da, dar n-am frumos. Apucat că nu prea am ieșit în ultimul timp. Cine, Dumnezeu, mai se cu război ăsta? Da, cu război, pandemie, înainte și... Chiar când eram eu mică așa și îmi povestea bunica și povesteau bunica și străbunica cum era pe vremea lor și așa, să-mi fi spus așa viitorul, știi? Și când tu o să fii mare, mamă, o să trăiești o pandemie și după pandemie un război. Și după un război ce să mai... Dacă mai trăim. Hai să vedem, fustițe, ia, o bluziță. Este o rochiță. O rochiță? Da. E fetița cu mințică, frumoasă, da. Frumoasă rochița, cam cu mințică, dacă mă dreptem. Cu mințica, cu mincioară, așa. În ultima perioadă, mai ales după lunga pandemie, de cele mai multe ori înainte să ies din casă, mă trezesc în fața dulapului și efectiv nu știu în ce să mă îmbrac. Multe oșe și chestii. Da. Iubitul tău locuiește cu tine? Nu. Se vede, n-ar fi apucat să-și mai pună nimic. Bun. Isabela locuiește cu cele două pisici. Da. Luna și? Gaton. Și Gaton. Potanul Gaton. Cu tine vorbesc. Cotârlă. Doamne, de ce e mai relaxat decât mine? Nu pot să cred. Este făcut, are o chimie cu camera. Da. Este făcut pentru camera. Uite. Ce se pasează cu mine? Chiar îi place? Da. Bun. Profilul bun este stângul. La el. Ți-am spus să-l filmezi din dreapta. Bun. Ce-aș putea să-ți mai arăt? Ce puteți să mai arăți? Pantofi. Pantofi? Ok. Asta luăm noi, că poate să facem un styling cu ea acest okay. Și pentru reveal. Sau okay. Poate nu. Hai, vedem. Așa, ok. Pantofi. Pantofi și... pantofi. Deci vreau să spun că... pentru pantofi. Mi-ar plăcea să învăț să mă îmbrac mult mai feminin, să elimin cumva stilul acesta haotic și anume hanoracul și blugii din dulap și prin asta aș putea să mă simt mult mai feminină, clar. Ăștia sunt pantofii care ți-ți plac? Uh-huh. Din ce cauză? Că sunt comozi și par stylish. Ok, aici o să înceapă aventura noastră. Un pantof
nu trebuie să fie comod, doar să arate bine. Glumesc, trebuie să te simți și bine în el. Dar nu tot timpul, știi? Trebuie doar să arate foarte bine și să-ți completeze ținuta. Când e acasă, spun niște papuci foarte comod în picioare. Urței. Sunt într-o continuă dezvoltare personală și chiar cred că are legătură stilul vestimentar cu o mai mare încredere în mine. Adică mi-ar da o încredere mai mare în mine și cred că de asta îmi doresc să experimentez lucrul acesta, așa anume să o cunosc pe Iulia, să văd ce părere are și ea despre dulapul meu. Isabela, ia povestește-mi tu mie care este o persoană pe care tu o admiri din punct de vedere vestimentar, în afară de mine. În afară de tine? Da. Adică, poate să fie cineva din afara țării, cineva din țară, poate să fie cineva care nu e cunoscut, despre care îmi povestești tu acum, de exemplu. Uite.